Evident că sunt la dispoziția tuturor organelor de cercetare penală pentru a colabora cu ele și a înfăptui actul de justiție. Ce care este acest Marta. Întotdeauna. În ceea ce privește acel contract la cea greu și dumneavoastră, ministru, declarat la intrare că ați făcut toate demersurile pe care le-ați putut face să-l demiteți pe domnul Țățu. De ce credeți că nu s-a putut face această demitere și de ce s-a ajuns iată la semnarea unui contract care a pus în pericol chiar și viețile medici? Cred că asta este ceva care ar trebui... Eu nu mai pot să fac multe declarații legate de aspectul acesta, dar vă pot da indicația de a urmări ce am declarat în trecut, ce am scris în trecut. De a vedea ce ministrii l-au susținut pe domnul Țuțu, cine l-a pus acolo, cine ce a făcut. Astea sunt lucruri care sunt. Trebuie să faceți o declarație pentru televiziune. Nu ne puteți spune să luăm de pe Facebook declarația. Am spus deja suficient de lucruri. Problema este că am reprezentantul nostru. Da. Vorbiți aici din calitate de un totuși fost ministru care ați reprezentat Guvernul României. Guvernul României înseamnă reprezentanța cetățenilor. Haideți să vă spun un lucru. Da, cetățenilor. Aveți dreptate. Deci, vă mulțumesc. Există problema aceasta a corupției în toate companiile de stat. În toate companiile de stat care erau în subordinea Ministerului Economiei, am făcut publice toate demersurile pe care le-am făcut. Domnul director general de aici nu știa nimeni de el acum 2 săptămâni. Nu știați cine este. Și iarăși, în 2 săptămâni de acum, foarte probabil că va fi alt scandal și veți uita cine este și va rămâne... Eu nu voi uita. Sper și mă bucur că nu uitați. Și asta este un lucru bun. Problema e mai profundă de atât. Și întrebarea e dacă vrem să menținem în continuare un sistem în care pur și simplu vine un partid, își pune oamenii, vine alt partid, își pune alți oameni și așa mai departe, care da, e primul pas pentru a începe o restructurare, sau dacă vrem să schimbăm ceva mai profund. Și eu asta vă pot comunica în calitate de reprezentant, asta îmi doresc, asta mi-am dorit și cât am fost ministru, asta am început cât am fost ministru și asta aș fi dus la bun sfârșit. Legea dacă mai continua mandat. Care s-a inițiat o lege în Parlament acea cu foștii securiști copiilor. Care este demersul lor? A fost, legea aceea a fost respinsă deja de 2 ori și de către PNL și de către PSD la vot. Și eu am redepus-o și vă anunț exact așa. Ne puteți spune ce v-au întrebat procurorii, ce le-ați declarat înăuntru? Asta ar fi ilegal să vă spun ce m-au întrebat procurorii și ce le-am răspuns. La modul răspuns. General, este pe scurt. Legat de ancheta în curs. Nu am cum să vă dau mai multe informații. Fără mai să schemat, trebuie să mai explicați fi toate procedurile la... de atunci astăzi, având audier. În vedere, da. Veți mai, având în vedere că ați stat destul de puțin astăzi, ați apucat să explicați toate procedurile sau au rămas lucruri neexemplificate? Cred că am răspuns la absolut toate întrebări. Da. Mulțumesc. Are o întrebare a mea. Hai. Foarte mulți spun că sunteți dintr-o familie de foști securiști. Care este adevărul? Este o minciună. Este o minciună pe care am demontat-o în repetate rânduri, dar care mai este scoasă la iveală de obicei în momente cheie, de campanie electorale sau lucruri. Aș vrea să zic un lucru. Și dacă e adevărat, haideți să facem acel registru al securiștilor. Știi ce vreau să zic? Că eu am încredere în tine. Dar dacă Doamne ferește dă nu mai începe cu ipoteze de vii, uite, nu, vezi? Nu mai da? Cu da? Bine, mulțumesc frumos. Mersi. La revedere.